În luna iunie a acestui an, Yanis Hagi și-a cerut iubita de soție la Paris, într-un cadru de basm, pentru care a scos din buzunar 100.000 de euro. Deși are numai 24 de ani, mijlocașul echipei naționale este convins că Elena, o macedoancă superbă, este femeia cu care vrea să-și întemeieze o familie. Fericit nevoie mare, Gheorghe Hagi a declarat că de-abia așteaptă să joace la nuntă. Socru mare cu pretenții, regele s-a gândit la un cadou cu ștaif pentru fiul său. Mai exact, o vilă în Pipera, a cărei valoare se ridică la peste 1.000.000 de euro. Surpriză însă, Yanis a refuzat cadoul tatălui său, iar CanCan.ro are toate detaliile. Fiul celui mai mare jucător român al tuturor timpurilor are alte planuri alături de viitoarea soție. Mai exact, ei s-au hotărât să-și cumpere un apartament în cartierul Primăverii, acolo unde vor locui în scurtele perioade în care se vor afla în țară. Regele Hagi nu s-a supărat, însă a avut o condiție, ca întreaga nuntă, care va avea loc anul viitor, să fie plătită în integralitate de el.